Trei atacatori kamikaze s-au detonat ieri dimineață în sud-vestul Rusiei. Atacurile au avut loc într-o localitate din regiunea Stavropol, în apropiere de Caucazul de Nord, și ar fi vizat o secție de poliție din zonă. Nimeni nu a fost rănit în exploziile de luni dimineață, cu excepția atacatorilor care au decedat. Nimeni nu a fost rănit în exploziile de luni dimineață, cu excepția atacatorilor care au decedat. Potrivit publicației Mediafax, trei atacatori sinucigași s-au detonat în apropierea stației de poliție din regiunea Stavropol. Teroriștii au murit. S-au auzit 5 explozii, a precizat aceeași sursă, adăugând că alți doi militanți au murit împușcați de polițiști.